Localnicii din comunele învecinate cu Piatra Neamț primesc tot mai des mesaje roalert care semnalizează prezența urșilor în zonă. De această dată, animalul a fost zărit într-o pădure din apropierea comunei Gârcina, unde doi bărbați, tată și fiu, au mers să culeagă ciuperci. Unul dintre ei s-a trezit față în față cu un urs fioros. M-o oată ca din spate. Dacă nu aveam rubzacul la mine și nu îi dădeam drumul, mă încolța. Unde te-a rănit? Aici așa am două. Bărbatul a fost salvat de rucsacul pe care îl purta în spate. Ăsta era rucsacul lui? Rucsacul în spate, așa cum l-a avea, a avut noroc, a ieșit tare. Ajuns în sat, victima a alertat autoritățile care au format o echipă de căutare și au recuperat din pădure pe ceilalți trei culegători de ciuperci. Câteva și ori meni, da. Eu am întâlnit din multe ori cu el, astăzi n-am văzut nici, nu pot zic. Localnicii trăiesc cu teamă, mai ales că animalele au prins curaj și chiar au intrat în sat. O ursoa ișoară gândea bani aici. L-ați auzit? Da, cum, dar tăți am auzit, nu numai eu. O mai fost, o ieșit aici la școală, o mai ieșit aici mai sus de Pilaruncu. Sunt 6-7 avistați care îi dau târcoale. Un alt incident gras s-a petrecut zilele trecute în satul Plavățu din comuna Buzoiană Mânzălești. O localnică și-a pus viața în pericol pentru a alunga un urs care voia să-i atace caprele din gospodărie. Femeia a dezlegat câinele și a început să strige la fiară în timp ce a filmat întreaga scenă cu telefonul mobil, până când animalul a fugit. Ursul meu! Aropardu! Numărul urșilor din România nu este cunoscut cu exactitate, însă, în luna aprilie, fostul ministru al mediului Tanțoș Barna estima populația la puțin peste 8.000 de exemplare. De altfel, la finalul mandatului, Barna a semnat un ordin ce permitea împușcarea a aproximativ 480 de exemplare.